O listă an de an de zile într-o agendă de birou și trec prin galbenele-i file doar de Crăciun și Anul Nou, când simt, e adevărat cam rar, că numele ce scrise în ea nu-s parte a hârtiei doar, ci parte din inima mea. În viață rar am întâlnit din a pământului mulțime puțin care mi-au devenit la fel ca ritmul unei rime, și zilele de-mi sunt noroase cu bucurie, recunosc, par mai senine, mai frumoase ca înainte să-i cunosc. Așa că nu-i doar o rutină ca de Crăciun să pun în plic o carte scrisă de duzină unui neînsemnat amic. În ele pun, cu al meu condei, apreciere, drag și dor, fiindcă pe lista mea sunt cei față de care sunt dator. Chiar de cumva i-am cunoscut de ani sau de vreo ziulică, în tot ce fac sau am făcut și ei au pus o părticică. De aceea, în ajun mereu, realizez fără temei că cel mai mare dar ce eu îl am făcut de Dumnezeu e să cunosc oameni ca ei. Sărbători fericite, cu tihnă, cu pace și cu lumină, Doamne ajută într-un mulți și buni ani tuturor. Vă mulțumesc, prieteni dragi, tuturor, sărbători fericite! Vreau să cânt, prieteni, pentru tot ce-am visat, pentru gânduri curat, ce trainic ne leagă. Ele sprijin la greu și ne alină la durere tot mereu. Drumurile noastre le despart uneori, în a vieții vântor, dar din incurate vom păstra neuitate sentimente și speranțe.
Thank you.